Situația incertă cauzată de hotărârea Comisiei Juridice de a suspenda desfășurarea Festivalului Sighișoara Medievală și așteptarea unui răspuns cert în ceea ce privește soarta evenimentului din partea Consiliului Local Sighișoara au determinat solicitarea unor lămuriri inițiate de organizatori. Liviu Pancu spune că au fost respectate întocmai cerințele metodologice de structurare a proiectului în vederea obținerii fondurilor nerambursabile destinate manifestărilor culturale. Ne-am trezit după două comisii că suntem în ipostaza de câștigători și într-o neputință de organizare, nesemnând contractul de aplicare care ducea la aplicarea proiectului. Acum, evaluarea a ceea ce practic s-a întâmplat până acum și pașii care trebuie să-i urmăm nu țin decât de un răspuns și de în actă și totuși de o justificare a ceea ce s-a întâmplat și de ce s-a prelungit termenul de a ajunge să nu semnăm acest contract. Uimirea inițiatorilor proiectului este generată atât de amânarea în ceea ce privește structurarea noilor comisii constituite în urma alegerilor locale, cât și de lipsa de comunicare a acestor neclarități, dat fiind faptul că aceștia au aflat de situație în urma publicării media și nu din partea reprezentanților municipali din Sighișoara. Având în vedere adresa de comunicare a rezultatului procedurii din data de 22 iunie, astăzi fiind data de 26, da? În termen de 30 de zile, și subliniez așa cum am spus mai de neaur, în termen de maxim 30 de zile ar fi trebuit încheiat acest contract de finanțare. Întreb eu, în spațiul media public, există oare o voință sau o lipsă de voință sau o rea de voință a autorității publice locale de a organiza acest eveniment. Conform datelor cuprinse în proiectul declarat câștigător de organizare a Festivalului Sighișoara Medievală, evenimentul trebuia să debuteze joi, 29 iulie, data la care este programată și ședința Consiliului Local, în cadrul căreia se va hotărâ evoluția situației. Un nonsens contemporan într-o lume medievală. Vreau să dau încă o dată această nuanță. Dacă Teatrul Scena nu depunea proiect pe aceste fonduri nerambursabile pentru organizarea Festivalului Sighișoara Medievală, unde a fost declarată câștigătoare Asociația Culturală Teatru Scena, cu cealaltă asociație care a fost declarată descalificată, Sighișoara Medievală nu se organiza. În această situație, spun inițiatorii proiectului, nu se va putea obține amânarea festivalului decât în cazul în care se va stabili o altă sursă de finanțare, nerespectarea termenului prevăzut în proiect, generând și pierderea fondurilor nerambursabile.